Egalul cu Israel i-a descurajat pe fani. Cu Kosovo sunt șanse mici ca arena să se umple din nou. Naționala n-are energie, este dezamăgit Marica. Naționala a avut aproape 50.000 de suporteri cu Israel. Cu o zi înainte de meciul cu Kosovo, doar 20.000 de bilete au fost vândute. Seceta de performanță, 8 ani, apasă, lumea nu mai are răbdare, lumea se irită repede. Egalul cu Israel trebuie să ne mulțumească, spune Marica. Nu avem energie, nu avem nervul acela pe care cu toții l-așteptăm să-l vedem la echipa națională. Sperăm să arătăm altfel și să avem o identitate, să avem o idee clară de joc, lucrurile care ne-au lipsit cu Israelul. Trebuie să luăm și partea bună dintr-o critică. Dacă oamenii spun ceva, înseamnă că poate este o problemă în acel loc.